În luna mai 2011, Maschio Gaspardo și Techno Diesel au susținut o demonstrație practică pe terenul stațiunii didactice a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara. Proba de lucru a tractoarelor Massey Ferguson, în agregat cu utilajele Maschio Gaspardo, s-a făcut pe un lot de circa 2 hectare și a fost urmărită de cei peste 150 de fermieri și studenți, cu toții interesați de tehnica agricolă modernă. Oggi è stata la prima edizione della prova in campo assieme all'Università di Timișoara. L'Università ci ha messo a disposizione il terreno. A fost prima expoziție în câmp cu Universitatea Timișoara, care ne-a pus la dispoziție o parte din teren. Și împreună cu dealerul nostru, Techno Diesel, am organizat această manifestare. S-au strâns în jur de 150 de participanți. A fost o bună ocazie să vadă fermierii diferența care o face utilajele noastre în teren, practic. Utilajele oferă o bună calitate din punct de vedere al prețului și al calității și raportului preț-calitate. Aceasta ne ajută să acoperim toată gama de produse și de a cererilor care există pe piața din România. În ceea ce privește vânzările, am depășit facturatul din anul 2010. Încercăm să practicăm un marketing ofensiv, astfel încât să oferim cele mai bune servicii. Față de perioada anului trecut, suntem aproape la dublu. Producția a crescut din nou cu 30% față de anul trecut, pe aceeași perioadă. Producția și gama se va lărgi tot mai mult, chiar acum suntem într-o fază de extindere a fabricii. Maschio Gaspardo este folosită ca un punct strategic pentru piața vestică, estică și chiar în toată lumea. Maschio Gaspardo, specialiști în utilaje pentru prelucrarea solului și semănat, a prezentat un plug Livio cu 3 trupițe, 2 tipuri de scarificatoare Pinocchio 200 și Artiglio 400, grapa rotativă Aquila 500 și semănătoarea Pinta 400. Techno Diesel și Austro Diesel au prezentat tractoare Massey Ferguson cu puteri cuprinse între 98 și 380 cai putere. Austro Diesel este o firmă austriacă care are distribuția Massey Ferguson în mai multe țări, în Austria, în Cehia, în Slovacia, în Ungaria și din 2006 și în România. Noi lucrăm prin dealeri, unul dintre cei mai importanti dealeri ai noștri este aici în Timișoara, firma Techno Diesel în Dudești Noi, iar evenimentul de astăzi a fost organizat de dânsi în principal cu Maschio Gaspardo și cu noi. Ne ajutăm, colaborăm foarte bine, în special cu Techno Diesel și cu Maschio. Putem spune că este o colaborare foarte bună, a început acum un an cu Maschio Gaspardo cu demonstrații. Am strâns cam 5 demonstrații împreună. Noi lucrăm prin dealeri, ni se pare un lucru mult mai bun de a lucra, de a fi mai aproape de fermier, de nevoile lui. Are nevoie de cineva care să-i fie alături la câțiva kilometri, nu la câteva sute de kilometri, cum se întâmplă adesea cu firmele concurente. Iar pe de altă parte, nu credem în disoluția sau pasarea responsabilităților care se întâmplă într-o firmă mai mare. Partenerii noștri de astăzi au insieme si vince, sau nu știu dacă spun bine în italiană, și noi mergem cam tot așa, adică mergem pe baza de parteneriat foarte mult și ne place așa, ne simțim bine așa cu partenerii care îi avem. Tractoarele pe care le-am adus sunt dintr-o serie mai veche, unele dintre ele, dar seria 5400, la momentul acesta, încep să se înlocuiască motoarele Perkins cu motoare Sisu, mult mai solide, mult mai fiabile și mai grele și mai bine puse la punct. Transmisia din A4, semi-power shift, dotează acum standard toate tractoarele noastre din seria 5400 și e o combinație foarte reușită cu motoarele care le avem la această oră. Ce pot să vă spun este că începând cu introducerea seriilor de tractoare de motoare Sisu actuale, scade consumul de motorină destul de mult, spunem noi, peste 10% pentru tractoarele mici, ajungând ca la cele mari de 8,4 de 370 de cai putere să ajungă la un consum, o scădere a consumului de motorină cu 16%. Am mai adus din seria 6464-85. Acesta, diferența față de 7400, este o transmisie mai solidă, mult mai puternică. Are 6 trepte de viteze, 24 de viteze în total, cu 4 reductoare. Motoarele în această gamă pe care le desfacem în România sunt motoare Sisu, la fel din noua generație,
foarte fiabile și robuste. Deja cu seria 6400 începe seria de tractoare inteligente. Acum am adus tractorul vârful de gamă al masei Ferguson la această oră, seria 8600. Am ajuns în 8690, cel mai puternic tractor din gamă, 370 de cai putere. Ne lăudăm că avem cel mai puternic tractor de pe piață, bineînțeles tractor cu roți inegale, nu cu roți egale, nu articulat, care poate fi folosit foarte bine cu un plug cu 10 trupițe, fără probleme, luce. Am avut teste făcute și în Germania și în România la un moment dat și a dat toate foarte bune. Tractorul este, să zic așa, un tractor care are mai multe lucruri, mai multe inovații, să zic așa. A fost primul tractor care a fost dotat cu SCR. Pe altă parte, e primul tractor la care există un sistem de management al transmisiei, numit DTM. În acest fel, calculatorul transmisiei devine creierul tractorului și schimbă singură treptele de viteză la care le-ai programat, bineînțeles, l-ai stabilit la o anumită viteză și schimbă treptele astfel încât să mențină viteza de deplasare constantă și, mai mult, motorul să mențină constant. Nemai fiind accelerări și decelerări în continuu, normal că și consumul de motorină scade. Deci nu numai din faptul că este cu SCR și prin programare se poate ajunge să nu mai ai un consum de motorină atât de mare. Astfel au fost prezentate seria 5400 cu modelele 5445 de 98 de cai putere și 5465 de 120 de cai putere, seria 6400 cu modelul 6485 de 160 de cai putere, seria 8600 cu vârful de lance al gamei, modelul 8690 de 380 de cai putere. Noi încercăm să acoperim tot necesarul. Tehnodiesel este practic firma fiică a firmei Mauch din Austria. Noi am încercat să căutăm pe tot parcursul activității noastre de 7 ani să ne alegem partenerii, să lucrăm numai cu parteneri serioși, ceea ce eu zic că am reușit până acum. Și faptul că am început colaborarea cu Maschio, eu am considerat-o ca un element foarte important pentru noi. Maschio Gaspardo este o marcă deja în România, este un nume cunoscut în România. Am participat cu ei chiar și la o întâlnire a dealerilor în Italia. Acolo am pus deja bazele, am început să discutăm despre acest eveniment pe care acum am reușit să-l concretizăm. Am invitat peste 300 de fermieri. Am avut o cotă de participare destul de bună, chiar foarte bună. Noi încercăm să mai facem astfel de evenimente. Am observat că vizitatorii, fermierii, sunt foarte atrași de astfel de evenimente, având în vedere faptul că ei văd efectiv rezultatele muncii utilajului în câmp. Avem chiar clienți care, în urma astfel de demonstrații, au cumpărat utilaje. Sperăm ca și ecoul acestei demonstrații să fie la fel de pozitiv și să vindem niște utilaje care să mulțumească fermierii. Având în vedere că împreună cu cei de la Maschio Gaspardo acoperim o mare parte a necesarului de utilaje, mă refer ca și modele și variante, noi ne adresăm în principal celor care vor să-și înceapă o activitate în acest sens, care își construiesc ferme, care își extind fermele. În principal încercăm să căutăm acei fermieri cu care putem să stabilim un fel de parteneriat, deci nu căutăm relația de vânzător-cumpărător, deci noi vrem să păstrăm legătura cu ei și pe mai departe și să ne facem un fel de ferme demonstrative, un fel de ferme model la care putem oricând să mergem și cu alți clienți și să vadă utilajele în lucru. Prezentarea datelor tehnice ale fiecărui tip de tractor și agregat în parte a fost urmată de proba practică, astfel că asistența a avut posibilitatea de a evalua ușurința și eficiența cu care au fost executate lucrările specifice de pregătire a solului de la arat la semănat. În primul rând vreau să vă spun că colaborarea între universitate și firmele care au fost astăzi prezente la demonstrație datează din anul 2005. Este o colaborare de lungă durată.
Această colaborare constă atât pe partea de cercetare, cât și pe partea privind studenții. De studenții noștri, unii dintre ei chiar la ora actuală își fac proiectele de diplomă în cadrul acestor firme, iar alții își desfășoară practica, care este foarte importantă pentru un student care termină o facultate. Astăzi am făcut un pas important în ceea ce privește demonstrațiile în câmp, în această zonă. A fost o demonstrație destul de mare, cu 5 agregate agricole. Nu o să fie singura ediție, deci începând din acest an, în fiecare an, în luna mai, dorim cu aceste firme să organizăm această demonstrație.